care eu o consider de maximă actualitate și pe care, din punctul meu de vedere, ar trebui să o susținem, să vedem ce modalități putem găsi. Îmi spunea domnul Onuțu că au 67 de camere de supraveghere și un singur operator. Stau și mă gândesc, un singur om să stea cu ochii pe 67 de monitoare e foarte considerabil. Și cred că, din câte am înțeles, am făcut ceva diligențe în acest sens, dar, din păcate, iarăși discutăm de zona financiară care nu permite angajarea, măcar a încăi unui om, pe această zonă. Aici am eu o intervenție, dacă îmi permiteți. Deci, am profitat de acest aspect, am profitat discuții deja cu colegii de la SDS, cu conducerea Consiliului Local, cu colegii de la Poliția Locală și o să preluăm inspectoratul ăsta cu cele 67 de camere, preluăm la sediul Poliției Municipiului. Unde avem un ofițer de serviciu în permanență și e foarte benefic pentru noi. Deja suntem în derulare cu activitatea respectivă. Și mai încă ceva, tot de la domnul Onuțu spunea și de la colegi, că și cei de la Urban Serv ar avea cel puțin în zona Pieței Mari un sistem de supraveghere care la momentul de față se pare că este în conservare, adică nu poate fi, nu este utilizat și mi se pare anapoda să ai niște posibilități și să nu te folosești de ele. Sunt niște bani care au fost investiți acolo. Cum îi investim și îngropăm și lăsăm să cem. Și mai ales zona Pieței Mari, unde știm foarte bine că e o zonă mai delicată, unde se întâmplă lucruri, moții de buzunare și tot felul de persoane care nu prea așa au loc acolo. Și vă spun din propria experiență, locuind în zonă, se întâmplă lucruri ne la locul lor, nu mai spun de valutiși, nu mai spun de cei care vând țigări și culmea, toată lumea duce o luptă în privința celor care fac contrabandă cu țigări, iar în Piața Mare se vând țigări așa, zilnic, la discreție. Și mi se pare total anormal. Mulțumesc!